Vă salut, dragii mei și dragile mele! Doamna Elena m-a întrebat dacă nu are timp și nu poate să-și aplice masca care înlocuiește botoxul pe timp lung, nu are timp și vrea o mască care să-i ajute urgent să arate bine. Merge la cumătrie și de ce mi-am zis, de ce să nu pregătesc o mască care înlocuiește la fel botoxul? Să zicem, botoxul are un efect de lungă durată, dar măștile acestea care înlocuiesc botoxul și au un efect lifting puternic, le putem aplica pe un timp scurt, pe 10 minute, nu numai decât 20 sau 30 de minute. De aceea, pentru cei care se grăbesc, nu au timp, mire, mireasă, se duc la cumătrie, la nuntă și vor urgent să arate bine, vor să limiteze timpul acțiunii măștii. Am pregătit o mască care o puteți aplica pe 5-10 minute și veți primi un efect formidabil de lifting. În primul rând, avem nevoie de albuș. Aici am luat un ouășor. Foarte faceți atenție când expiră ouășorul, mai ales acum vara, în perioada caniculară. Iată cum. Cea mai mare abilitate a albușului este liftingul, strângerea pielii. Și dați să tăiem, să. În primul rând, trebuie să separăm albușul de gălbenuș. Iată așa, ia. Separăm albușul de gălbenuș. Gălbenușul îl punem aici, ia. Și strânge pielea pe măsură ce se usucă. Mai mult decât atât, conține colagen. Desigur că colagenul din albuș nu va substitui colagenul din piele sau îl va mări. Doar are un efect de lifting puternic. Și batem albușul, îl pregătim, îl batem. Următorul ingredient este praful de cacao. Vom lua o linguriță de praf. Praful de cacao are proprietăți antioxidante foarte puternice. Dar împreună cu proteina, împreună cu albușul, aceste proprietăți se măresc. Și următorul ingredient este amidonul. Amidonul de cartof, care iată astăzi numai ce l-am procurat. Iată așa, e o linguriță de ceai. Am luat chiar o linguriță, așa, cu vârf. Dați să dau mai aproape. Așa. Amestecăm cacao cu amidon. Așa, amestecăm bine, bine. Și la această masă vom adăuga albușul. De fapt, la amestecul acesta adăugăm albușul. Și amestecăm bine, bine, bine. Vreau să vă zic că se amestecă foarte, foarte ușor. Foarte plăcut. O combinație foarte plăcută, aromată pentru piele. Următorul ingredient va fi miere de albine. Aici am luat o lingură de desert de miere bio. Mierea conține enzime, aminoacizi, proteine, vitamine, minerale, toată tablița lui Mendeleev și vom adăuga în amestecul nostru. Gustoșenie pentru tien. Amestecăm bine, bine. Dacă tenul este foarte, foarte sensibil, foarte, foarte uscat și nu vă place starea de lifting puternică, adăugați și o linguriță de ceai de ulei, uleiul vostru preferat. Nicătând că tenul meu la fel este sensibil și uscat, mie îmi place starea de lifting și nu voi adăuga ulei. Minunat!
Masca noastră este gata. Masca se prepară ușor, foarte repede. Veți aplica masca pe decolteu, pe gât, pe toată fața, inclusiv și zona ochilor. E destul doar 10 minute ca acest amestec să se prindă bine și să simțiți puternic, liftingul puternic. Apoi înlăturați masca cu un prosop îmbibat în plante medicinale pe care le aveți la îndemână. După ce ați înlăturat masca, aplicați o cremă hidratantă sub machiaj. După înlăturarea măștii, eu voi aplica fluid leger de la Academy Scientific de Beauty. O să vă las linkul site-ului în descriere. Este o cremă foarte, foarte fluidă, foarte plăcută acum în timp de vară. Sub machiaj e super, super, super. Foarte legeră, o cremă legeră, plăcută, hidratantă, minunat. Vă recomand această cremă cu mare plăcere, cu mare drag, fiindcă eu o folosesc de mai mult timp. Ai plăcută? Nu uitați de gât și de colteu. Sper ca sfaturile mele să fie utile pentru miri, pentru mirese, pentru cei care merg la cumătrie, la petrecere, la nuntă și să vă simțiți bine în pielea voastră. Vă îmbrățișez și vă iubesc! Vă aștept și la alte filmulețe! Cu drag de voi!